tot atunci eu sunt din și la mulți ani, știu că cam târziu și că de obicei făceam un videoclip pe cum a fost anul trecut și că acum e cam târziu pentru că deja am 10, dar tot o să vă povestesc cam ce a fost anul trecut. Bă, eu nu prea am simțit că a trecut anul ăsta, din 2011, nu știu, apare dacă nu-mi rup mâna sau ceva în fiecare an, eu nu simt că a trecut anul. Nu, pe bun, nu știu ce. Da, memoria scurtă. Sper ca anul ăsta să fie mai bun cel decât 2011. Încă ar fi fost un an rău sau ceva. Dar a fost ok. Și... Da, moment, știu că n-am putut de vreo 2 luni. Poate puțin așa pe YouTube, da. M-am gândit că mai postez, doar că, nu știu, nu am mai apucat un fel, am vrut, dar n-am mai apucat, dar, ceea ce e bine. Nu știu sigur, dar cred că de anul, de când, de la ultimul videoclip n-am văzut în schimbat de la Rick, puțin în anele. Deci nu e mare diferență acum în negre, loc de colorat, dar sunt ok. Ok. Și... Dar sunt curios mai degrabă cam cum o să fie minimurile de anul ăsta. Dacă nu știu ce e la un minim, e gen o glumă, e mai mult virală, adică apare cam peste tot. Uneori e bună, momentan primul mim din 2018 al treilea război mondial, care nu știu dacă să-l considerăm ca glumă sau ca frică, o să-l considerăm de fapt. Sunt glume bune făcute de la el, dar în același timp nu prea, sunt tot inundate, acum nu dacă n-am voie să vorbim de asta pe YouTube. Dar nu mă interesează. Nu știu ce să mai fac. Vedem cam ce se mai face anul ăsta și o să mai vorbim. Uneori sunt momentele astea de liniște pentru că nu știu cum și ce să zic în același timp. Pentru că nu am un script. M-am gândit pe la jumatea anului să fac un canal, dacă să fie în engleză. Nu știu, mi se pare ok. Ideea asta dacă mai întâi, apropo m-am nu știu, m-am gândit la asta după aia. M-am gândit că am... Trebuie să pun videoclipul pe anul de canal și eu abia pun pe ăsta. Deci, da. Nu știu ce să zic de anul ăsta, problema e că anul trecut m-am întors cu zăpada, anul ăsta m-am întors cu vara. Cum vedeți cum e afară. Și e foarte nașpa. E nașpa, dar e foarte mult soare. Și nu-mi place pentru că e iarnă. Bine, poate noi avem de zăpadă prin martie. De Paște avem zăpadă. Mai zic de anul ăsta, de anul trecut de fapt. Anul trecut a fost ok, doar că nu prea s-a simțit că a trecut și că a trecut foarte repede. A, și apropo, am uitat să vă spun, pe 3 februarie facem 2 ani de când avem canalul, de când am canalul. Și dacă stau să mă gândesc, nu numai cu terminarea anului, s-a terminat și deceniul. Pentru că în 2020, eu m-am apucat în... Dacă facem 2018, dacă facem 2 ani în 2020. Deci,
până în 2028, o să facem 10 ani de când am canalul, ceea ce e foarte, nu știu dacă o să mai am canal, dar cred că da, să sperăm. Și abia o să am 24, cred, nu, că e 10, 14, cam așa. Ba nu, nu-mi spune, e complicat 20, cred. Să mai dau doar TikTok sau Instagram. Deci cam atât cu acest video, cam random. Dar ca să știți ce s-a întâmplat, nu știu de ce încă fac așa, dar ca să știți când care părere mai despre anul trecut, sperăm că anul ăsta să fie și mai bine decât a fost anul trecut. Sper că nu-mi duc mâna sau ceva. Înțeles. Și da, cam atât vreau să vă spun, altceva nu mai am nimic să vă spun, așa că ne vedem de-a pe întregătorilor. Eu am fost Denis! Hai, mi-a!